Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal a stabilit echipele care vor evolua noul sezon al Ligii a III-a. În afara formațiilor retrogradate sau retrase din Liga a II-a și cele care au promovat în urma barajului, au fost acceptate și trei echipe care ar fi trebuit să evolueze în campionatul județean: Astra 2, Ceahlăul 2 și Unirea Dej. În aceste condiții, Arsenal Malu, campion al județului Giurgiu, va continua și în sezonul următor în Liga a IV-a. Oficialii clubului aveau depusă la FRF o cerere prin care și exprimau dorința de a evolua în Liga a III-a, chiar dacă Tunarii au pierdut barajul de promovare. Am încercat să facem un clubul pentru comună, nu s-a reușit, asta este, noi mergem înainte. O luăm de la capăt în Liga a IV-a și obiectivul nostru este calificarea în promovarea în Liga a III-a pe criterii sportive. De altfel, prin lista publicată de federație nu se regăsește nicio echipă din campionatele AJF care au pierdut barajul de promovare. Arsenal Malu și-a stabilit deja un program de pregătire și vrea să aducă mai mulți jucători cu care să obțină promovarea sezonul următor. Oricum trebuia să ne întărim, fie că începeam campionatul în Liga a IV-a, fie că începeam în Liga a III-a, noi trebuia să facem ceva transferuri, avem nevoie de ceva transferuri, de ceva plumb în echipă. Programul va fi același și în săptămâna aceasta avem pregătite două antrenamente, astăzi seară unul, joi seară altul. Vineri seară pe stadionul local din București avem un meci amical cu cei de la Compris Gym, iar duminică dimineața facem o deplasare la Florești Doienești, tot așa pentru un meci amical. Pauză? Nu există pauză la noi. Noul campionat al Ligii a IV-a va începe cel mai probabil la finele lunii august.